ești un pionier și un lider al societății. Se pare că ai venit în această lume să o schimbi. Ai o intuiție deosebită, arătând-o atunci când este vorba de gestionarea și controlul situației. Realizările tale în carieră sunt mult mai semnificative decât în nivelul de înțelegere a naturii umane. Poți tiraniza oamenii pe care încerci să-i ajuți. Ai un dictator generos care trăiește în tine, care se așteaptă la cooperare de la alții, însă el se întâlnește rar. Tu ești fără îndoială energică, dar trebuie să înveți cum să-ți controlezi energia fără limită și, dacă este posibil, să o gestionezi. Această condiție este vitală, deoarece ai un potențial enorm, dar nu întotdeauna cerut, de conducere. Deși te confrunți deseori cu încercări dificile, atât în sfera fizică, cât și în cea emoțională, depășești cu succes adversitățile dacă scopul este clar definit. Energia ta poate fi spontană ca și vreme. Poate că este cel mai avantajos să o îndrepți spre punerea în aplicare a proiectelor pe termen lung legate de îmbunătățirea structurii unei vieți sociale, sau mai realiste a vieții de familie. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: profunzime, putere creativă, iubire de natură și frumusețe. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este ca simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă, astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a găti. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a fi generoasă. Ai toate caracteristicile unui lider, inovator și pionier. Ești dornică să aduci schimbări în lume, îți place să controlezi și să gestionezi atât oamenii, cât și situația în general. Ai o intuiție foarte puternică, dar nu înțelegi prea bine pe cei din jurul tău. În carieră, ești destul de norocoasă, dar în relația cu un partener nu în mod special. Foarte des te poți comporta ca un tiran, chiar dacă ești ghidată numai de intenții bune. Tu aștepți consimțământul și ajutorul celorlalți, însă tu însăți nu ești gata să-ți ajustezi planurile sau să-ți sacrifici interesele pentru binele altora. Tu ai un fel de dictatură generoasă, să încerce să lucreze cu mine și să urmeze planul meu de a-i face mai bun. Ești talentată, mai presus de toate ai o abordare individuală la lucru. Cu toate acestea, nu ar trebui să neglijezi prea mult intuiția, preferând de logica și bunul simț, altfel riști să suferi. Prea profund scufundată în studiul subiectului, poți fi distrasă de la intențiile originale, deoarece în cele din urmă vei urma apelul inimii. De fapt, inima este compasul tău de viață, care te ajută să te menții pe linie de plutire, iar tu ar trebui să te supui ei. Un rol cheie în viața ta poate fi jucată de o personalitate puternică a sexului opus, de obicei mai în vârstă. Dacă o întâlnire cu o astfel de persoană are loc în anii tinereții, aceasta poate deveni pentru tine un fel de profesor sau mentor, ajutând la deschiderea lumii. Caracterele din cărți și alte opere de artă pot fi alese ca un ideal de urmat,
Dar numai cunoștința cu un eroviu trezește în tine gânduri despre cât de bine să-ți folosești talentele sau să-ți găsești locul în societate. Care sunt talentele tale naturale? Primul lucru de observat este sociabilitatea. În al doilea rând, carisma profundă. În plus, poți fi înzestrată cu capacitatea de a-i convinge pe alții de corectitudinea cursului ales. Pentru tine elocvența poate fi un instrument puternic pentru atingerea acestui scop, precum și agilitatea ta în vorbire, care ascunde cu îndemânare o abordare superficială a vieții. Carisma și darul condamnării te transformă, în mod ideal, într-o personalitate strălucitoare, iar în cel mai rău caz, într-o eroare cunoscută. Poți avea o nevoie acută de comunicare spirituală, de asemenea ai nevoie de sfera de aplicare a aptitudinilor organizaționale sub forma unei structuri sociale bine definite. Uneori, grija pentru bunăstarea materială, atât a propriei persoane, cât și a altor persoane, devin o chestiune de viață pentru tine și, de asemenea, te consumă. Cel mai dificil lucru pentru tine este să scapi de orice lanțuri pentru a putea manevra. Acest conflict dintre simțul datoriei și dorința de libertate poate fi cheia vieții tale. Trebuie să înveți să fii liberă în cadrul acelor responsabilități care se datorează poziției tale sociale, altfel oboseala și iritarea sunt inevitabile. Te distingi față de alții nativi din taur prin astfel de trăsături speciale, farmec, dependență și curaj. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 19 mai soarta ta? Ești plină de energie și putere, dar nu ai capacitatea de a o folosi în mod corect. Ai capacitatea de a gestiona alte persoane, dar talentele tale nu sunt întotdeauna în cerere. Drumul tău în viață nu este acoperit cu trandafiri. Deși depășești cu succes toate încercările provocate de obiectivul prețuit, nu ești capabilă să-ți contracarezi nevoia de acțiune și ar fi cel mai bine să o folosești în proiecte pe termen lung, ceea ce te va forța să-ți mobilizezi forțele în direcția corectă și să te gândești la crearea unei familii. Poți avea abilități uimitoare în domeniul tău de activitate, unde ești ghidată de logică și de calculul sobru, preferând să nu asculți intuiția, lucru care poate fi plin de consecințe neplăcute. Intri prea adânc în detaliile problemelor, astfel încât scopul inițial al proiectului îți poate ieși din cap și poți continua să faci altceva într-o direcție completă diferită, ascultând atracția sufletului tău. Ești foarte deschisă și sociabilă și ai un aspect atractiv, cu un abis al farmecului. Aceste lucruri te ajută să-i convingi pe ceilalți de propriile lor drepturi, inspirându-i la anumite acțiuni. Această capacitate de a convinge poate să te ajute în acțiuni legale. Prea multă preocupare pentru bunurile materiale și pentru furnizarea unor beneficii altor persoane te poate duce într-o astfel de junglă, de unde este aproape imposibil să ieși. Libertatea este foarte importantă pentru tine și nu tolerezi nicio barieră în care opinia publică te conduce. Cu toate acestea, responsabilitatea și simțul datoriei te motivează să te supui ideii generale a majorității tehnicilor de rezolvare a problemelor. Trebuie să te forțezi să accepți parțial obligațiile impuse de poziția ta, garantând libertatea de acțiune în limitele acesteia. În caz contrar, te vei confrunta cu o contradicție insolubilă care poate duce la depresie și însingurare. Nu poți schimba circumstanțele din jurul tău, dar îți poți schimba atitudinea față de ele. Cel mai adesea, viața ta este destul de dificilă, atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere al relațiilor personale, dar depășești cu curaj toate obstacolele. Principalul fapt fiind că tu înțelegi clar de ce toată lumea face acest lucru. Tu ai nevoie de o structură clară pentru pace și pentru aplicarea energiei tale, un sistem în care vei participa și în care vei lucra. Trebuie să te abții de la o abordare prea materialistă a vieții, să încerci să nu acorzi prea multă atenție banilor. Tu ți administrezi destul de bine finanțele,
poți avea grijă de finanțele familiei, dar nu ar trebui să ți se permită să mergi prea adânc în sfera banilor. Dragoste și compatibilitate. În relațiile personale ești caldă, pasională, romantică, sentimentală, te îndrăgostești ușor și, în ciuda dorinței de a face totul în felul tău, nevoia ta de intimitate depășește de obicei dorința de libertate și independență. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanții elementului pământ, respectiv fecioara și capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul. Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Principala calitate și caracteristică distinctivă a ta este energia și activitatea ta. Tu trebuie să înveți cumva să gestionezi această activitate spontană pentru a o îndruma într-o direcție pozitivă și pentru a obține rezultate, fără a-ți permite să te distrugi haotic pe orice. Ești lider născut, deși în viață nu ești întotdeauna în poziția preluării scaunului. Tu ai nevoie de un plan și de obiective clare după care să-ți îndrumi activitatea elementară și energia. Cel mai bine este să alegi un obiectiv destul de complicat și îndepărtat pentru care trebuie să lucrezi foarte mult. Acestea pot fi orientări personale, familie și chiar și unele schimbări sociale. Cu siguranță trebuie să asculți vocea intuiției tale minunate și puternice. Dacă ești ghidată numai de argumentele rațiunii, mai devreme sau mai târziu, norocul se va întoarce cu spatele. În cele mai dificile situații, trebuie să asculți ceea ce spune inima ta. În plus, poți fi atât de dependentă de afacerea ta încât îți poți uita planurile și atitudinile inițiale. În acest caz, intuiția te va ajuta să revii pe calea cea bună. Sănătate și boli. În interiorul naturii tale neliniștite, energia distrugerii și autodistrugerii se împletesc. Trebuie să înveți să le controlezi astfel încât să nu interfereze cu viața ta sau a altora. Este foarte posibil ca în tinerețe să te fii confruntat cu o boală cronică gravă, care totuși în cele din urmă ai depășit-o. Toată viața poți fi însoțită de traume sporite în sport și în timp ce conduci, deci trebuie să fii deosebită de atentă în afara casei. Bineînțeles, o vigilență sporită ar trebui exercitată în timpul călătoriilor. Exercițiul fizic este foarte de dorit, deoarece o natură energetică necesită acțiune. Ignorarea acestui punct important poate duce la disconfort și stări stresante. De asemenea, este importantă o dietă sănătoasă pentru realizarea unei armonii. Soarta și norocul. Ești încrezătoare în tine însăți și în abilitățile tale. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât ele pot spori calitățile naturii pe care le vei dezvolta. Dacă alegi calea de degradare, atunci va exista o creștere a proprietăților negative ale naturii tale, respectiv, despotismul, lăcomia, ambiția, tulburarea idolică. Și asta nu va aduce fericire, ci va da numai dezamăgire. Dacă vei urma calea evoluției,
Dezvoltându-ți proprietățile pozitive, acestea vor întări toate caracteristicile pozitive ale tale și vor aduce succesul în orice domeniu pe care îl alegi. Vei fi bogată, viața ta va fi înconjurată de confort și armonie. Tu ai un dar profund de persoasiune și ești capabilă să conduci mulțimile. Ai două variante de soartă, fie vei deveni vorbitor inteligent, adevărată lideră a comunității, fie elocvența ta servește nevoilor de bază și chiar criminale ale fraudei și tu însă-ți poți deveni înșelătoare și ticăloasă. Fie o personalitate strălucitoare, fie trișor. Sfaturi pentru tine. În niciun caz să nu uiți de îmbogățirea spirituală. Lasă-i pe ceilalți să-și vadă de treburile lor. Nu îi mai controla în permanență. Urmează ce e mai bun în tine și păstrează-ți libertatea. În cazul în care simți că te nemulțumește ceva, distanțează-te de problemele care îți provoacă această stare. Încearcă să nu acționezi exagerat. Învață să renunți uneori la anumite angajamente. Ar trebui să menții cel puțin nivelul minim al libertății interne, astfel încât sarcinile să nu ți impună prea multă presiune. Ce cadouri ți se potrivesc? O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.